Bun găsit, doamnelor și domnilor! Situația este tensionată în nordul țării. Ne aflăm în satul Criva din raionul Briceni. Aici nivelul apei din râul Prut a mai crescut în această noapte cu jumătate de metru. Totuși, specialiștii sunt optimiști și asta pentru că în Ucraina nivelul apei a scăzut în această noapte cu un metru și jumătate, așa că specialiștii speră că același lucru se va întâmpla și în țara noastră. Oamenii care locuiesc în apropierea râului continuă să fie evacuați pentru a evita pericolul. În această dimineață, mai mulți localnici au venit aici pe malul râului și spun că sunt îngrijorați de cele ce se întâmplă. Aceeași situație este și în satele Drepcăuți și Lipcani din raionul Briceni, unde la fel câteva familii au fost evacuate.